Vrem să aducem Europa la noi acasă. Este mesajul la zeci de mii de oameni care au participat astăzi la adunarea națională Moldova-Europeană. De la mic la mare, din toate colțurile țării, chiar și de peste ocean, participanții la manifestație au venit să susțină integrarea țării noastre în marea familie europeană. Prin mulțimea de oameni au fost observați președintele Parlamentului Igor Grosu, dar și premierul Dorin Recea. Piața Marii Adunări Naționale a fost neîncăpătoare astăzi pentru zecile de mii de oameni veniți din toate colțurile Republicii Moldova, de la Criva la Giurgilești, pentru a-și exprima dorința de europenizare a țării. Oamenii au scandat lozinci în susținerea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, iar practic fiecare al doilea participant la adunarea Moldova Europeană purta câte un drapel, fie al țării noastre, fie al Uniunii Europene. Noi am venit de la Făleș, poporul moldovean știe ce face și știe ce vrea. Moldova ține calea europeană. De la Ștefan Vodă. Suntem pentru Uniunea Europeană. Suntem pentru un trai mai bun pentru aderarea la Uniunea Europeană. Împreună avem putere. Și am venit să susținem. Am venit de la Tăraclia. De mult am dorit să petreacă așa un așa eveniment mult așteptat. Să rugăm Domnul să ne ajute și să ajungem scopul care ne l-am pus în gând. De la Telenești am venit să scriu o nouă pagină în istoria Moldovei, că suntem Moldova, suntem europeni și vrem Europa aici la noi acasă. Să dezvoltăm economia, să avem libertate, democrație și toți copiii noștri să se întoarcă acasă, că sunt foarte mulți peste hotare. Unii au venit de peste ocean pentru a participa la marele eveniment. De unde ați venit astăzi? De la Chicago. Reprezentăm diaspora Chicago. Și ne mândrim, cum am auzit anunțul Mai Sandu, că va fi așa un eveniment, am procurat bilete și am fost aici pe o aripă. Vom fi în Europa, vom duce vestea Moldovei în toată lumea. Oamenii au venit în Piața Marii Adunării Naționale cu speranța la pace, libertate și viață prosperă în marea familie europeană. Mulți participanți la manifestație au ales să îmbrace IA tradițională ca simbol al identității de neam, iar alții au venit cu pancarte pe care erau inscripționate mesaje pro-europene. Vrem să aducem Europa acasă, este mesajul tuturor participanților la Adunarea Națională Moldova-Europeană. Am venit aici cu gânduri bune și am luat cu mine și această haină care ne reprezintă valorile și portul național, să demonstrăm lumii întregi că avem valori, trebuie să le păstrăm, să le valorificăm, să le promovăm și respectiv să spunem că vrem să fim liberi cu demnitate, să spunem tuturor că vrem în Europa. Suntem un popor și suntem europeni. E un gest, un moment, cred că istoric, unic. Și îl așteptăm cu toții, ca niciodată. Europa acasă. Iată, am venit doamna, noi aici ne-am unit, suntem din toate colțurile Republicii noastre. Dar am venit cu același gând, am venit pentru pace, pentru solidaritate. Am venit pentru Moldova europeană, am venit împreună cu familia, cu copiii, ca să le arătăm și lor că Moldova trebuie să meargă în direcția corectă, în direcția integrării Uniunii Europeană, unde vom avea un trai mai bun și un viitor mai bun pentru copiii noștri. Este foarte important, acolo sunt libertăți de tot felul. Atât din vedere economic și politic vom fi mai bine. Acest bărbat a ieșit în evidență din mulțime prin ținuta sa deosebită. Asta e forma națională a noastră, a geto-dacilor. Vrem în Uniunea Europeană să fim și noi, cu familie să fim. Iar această tânără a venit la Adunarea Națională Moldova-Europeană cu drapelul desenat pe față și un tricou pe care era inscripționat mesajul Vreau Europa. Am venit pentru că astăzi este o decizie foarte importantă în istoria Republicii Moldova. Pentru asta am venit. Mă simt datornică. Evenimentul în sine este în concordanță cu aderarea la UE. Este un lucru foarte important și foarte, 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 foarte important pentru noi. Prin mulțimea de oameni au fost observați și președintele Parlamentului Igor Grosu, dar și premierul Dorin Recean, care au venit la eveniment alături de familiile lor. Cu fratele, cu toți prietenii, toți sunt ai mei prieteni. Este un gest, un simbol, un eveniment simbolic. Eu cred că după încărcătura emoțională,
este următorul după Marea Adunare Națională, la începutul renașterii naționale. E o fereastră de oportunitate foarte rară pe care o avem. Uniunea Europeană este casa noastră. Uniunea Europeană este mai puternică atunci când este mai mare. Și Republica Moldova face parte din această mare familie. Eu mă bucur foarte mult pentru că sunt aici în calitate de cetățean. M-am bucurat să văd foarte, foarte multă lume de peste tot din Republica Moldova și noi toți împreună am venit să spunem că suntem europeni. Alături de cetățeni au fost și mai mulți artiști care au venit cu un recital și mesaje de susținere. Printre aceștia s-au numărat Moldova Youth Orchestra, Cristofor, Alda Teodorovici, Cătălin Josan, dar și Vali Boghean. Atmosfera a fost încinsă odată cu intrarea în scenă a orchestrei Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Bodgros. Oamenii s-au încins într-o horă.